lună. Astăzi vom lucra împreună mușchii aductori și abductori, sau în termen popular, coapsă internă și coapsă externă. Vom lucra aceste grupe musculare din poziția șezut, picioarele îndoite la 90, avem un de 90, cu trunchiul și în spate la fel. Sprijin pe antebraț, cotul la nivelul umărului, îndoit, ridic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, genunchi la genunchi, călcâi la călcâi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sus. Avem picioarele apropiate, depărtăm la nivelul genunchii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Complicăm puțin exercițiul, piciorul întins și revin. Celălalt picior rămâne suspendat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, întins. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mențin și presez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mențin și în 2. Mișcarea se simte la nivelul coapsei externe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Piciorul care a lucrat e îndoit, rămânem în sprijin pe antebraț, celălalt picior lucrăm coapsă internă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, presăm, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, întins și sus la genunchi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, genunchi călcâi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, întind și presez.
Sper că ați lucrat împreună cu mine și dacă da și v-a plăcut, vă aștept și mâine la alte momente de mișcare. Fiți în forță și în formă oriunde și oricând. Vă pup! Băi, deci nu se poate, mă, avem invitatul imediat. A început, n-are apă, n-are aia, n-are... Vorbim mai târziu și-l arătăm cu degetul unul de alta, dar în paranteză fie spus familia TV Giurgiu. Da? Sau așa. Cum e mai corect? Ia, să-i auzim vocea deocamdată, nu o da în direct. 2-10, probă de microfon. Gata? E ok? Bun, hai, cu... Acu weather. Vrăjil și minciuni. Bagă-le. Discuți aici, bă băieți, vă permite scavul televiziunea asta. Da, dragilor, 7 grade Celsius maxima de astăzi, 3 februarie. În principiu avem parte de mult soare, conform celor spuse de americani la AccuWeather. Șansele să plouă sunt mici, foarte mici. Pentru... Ce prognoze asta? Pentru orele următoare, da? Orele 14... Ce era asta, mă? A doua zi era mâine, nu? Bă, băieți, nu mai duceți în eroare. Ploaie și buriță, așadar, mâine pe 14 februarie, weekendul se anunță mirobolant, cu șanse de ninsoare, exact sâmbătă. 5 grade Celsius maxima de duminică, putem vorbi despre o revenire în forța a iernii la Giurgiu, nu de alta, dar ne uităm la maxima de marțea viitoare, pe 10 februarie, 1 grad Celsius. Și alte surprize, sigur că da, livrate la momentul oportun. Bă, bă, mă, ce pălărie are, bă. La 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 la, la. Gata, două. Ia uite! Bun venit, Cami. Bună dimineața. Ce mai faci? Plouă în Giurgiu? Relativ bine, cu tendință către absolut, după cum ai prezentat tu vremea, nu mai rămâne decât să adunăm 5 cu 4 egal 9, ai văzut temperaturile, așa, deci a ieșit. A ieșit super. Curești, bine. Da. Ce costă pe la noi pe aici? Dacă m-ai invitat, am venit. Bine, locația televiziunii e cam departe așa de oraș, s-a întâmplat ceva prin cartier pe aici, ceva vreo știruță pentru. Până acum n-am cules nimic, dar cine știe, de acum încolo. Bun, hai că facem o știre din asta, care este subiectul prezenței distinsei colegă și prietenă, mă. De când ne știm noi, din 90 și... Aoleu, ce bătrân sunt, frate. Dacă spun de când, o să credă lumea că mai avem puțin și ieșim la pești. Știi ce? Că nu prea te-ai transformat, adică, nu știu. Măi, am încercat, dar... Eu am pregătit că, și... na, cu Airbus ăsta 380 ai nevoie de loc de aterizare. Dar tu ești neschimbată, mă bucur să constat ești asta. Ești mult prea drăguț. Da, evident. Că este evident să vede și la televizor și distinsele prietene, mă apropo. Astăzi e subiect maxim important pentru noi, viitorii tăi colegi, începând de astăzi, ne aduce o emisiune nouă în grila de programe TV Giurgiu. Da, cam da, după toate probabilitățile. Astăzi, începând cu ora 16, vă invit la Panoramic. O emisiune... Panoramic. Vai, ce generic frumos ne-am luat. Cimov. Da, e de import asta. O emisiune cu tematici destul de vaste, uh-huh. O să încerc eu să fie așa. Teme pe social, cultural, uh-huh. Eu știu, pulsul Giurgiului. Cultural, ai încredere în cultural? De ce să nu avem încredere în cultural? Păi nu știu. Mai e vreme, mai aveți încredere în cultural? Poate. Da! Da! Bun, e ok. Deci nu vreau să spun că vin aici cu toate piesele dintr-un muzeu sau ceva de genul ăsta. Cultura asta, da. Cultura ailaltă. De care cultură vrem? Așa, bun, da, să iasă. Și am înțeles că ai și niște super invitați în prima fază. Da, dar n-aș vrea să, nu știu, uh-huh. Vrei să desconspiri acum să-ți fac ție așa un preambul? Păi nu faci mie, eu deja... Ia să vedem dacă ghicește Vali despre cine este vorba. Ia să vedem. Tigaia asta are volum? Cine are. Este? Vali. S-aude? Vali nu s-aude. Mai are, mă, un volum în plus? Mai mult de atât? Nu mai. E maxim. Ia lăsați în tigaia, taie muzica aia. Nu e un pian invitat, nici chitara. Cam da. Da? Cam da. Da? Cam da. Bun.
Dacă nu vine vreun tsunami, uragan și alte fenomene meteo, cred că îl vedem. O să vină, hai să spun, o să vină Tavi Colen și Emma Ștefan, ceea ce înseamnă proiectul Tavi Colen Band. Da, un proiect destul de bine cotat pe piața muzicală din România. Eu zic că o să fie o întâlnire de gradul 3, să zic așa, un suflu nou. Mă, nu ne speria. Și asta face rating, nu? Da, bine. Super, super ok. Ideea asta de a aduce și invitații, te axezi pe, să zicem, personalități, vedete? Nu neapărat, tocmai asta începusem să spun. O să fie și impactul social, cultural, dar cu teme de, cu accente pe divertisment. Aha. Adică în zona... în zona aceasta vreau să bat, pentru că văd că deja sunt destule emisiuni politice, oricum nu face obiectul... Corect. Și eu încerc să evit pe cât posibil politic aici. De multe ori mi-iese, de multe ori nu mi-iese. Da. Da, așa, despre politică în general, ce părere? Am o părere. Dar o țin sub pălărie. Bun, o să mai vorbim despre proiectele tale vis-a-vis de emisiunea pe care o vom vedea de altfel astăzi. Să nu cumva să nu te uiți. Să nu cumva să nu mă uit. Sper să reușesc să fiu în fața unui mic sau, mă rog, la ecran. Da, prima da, da. Ne auzim mâine la matinal să vedem ce și cum. Domnul Vali, ia vezi prin colecția ta fantastică, dă-ne și nouă o farsă, da, așa, ca în filmele clasice. Poate vă aduceți aminte și de filmul care a născut această idee. Cine știe, ar putea fi temă de concurs. Dar cum sponsorii noștri s-aud, nu putem să vă dăm niciun premiu decât mulțumiri și felicitări. Aplauze chiar. Play! Cavin, bună dimineața, deja ai filmat ceva pentru emisiunea ta. Bună. Am înțeles că ai luat colegii de la camere și a spus niște întrebări prin... Și am cam pus niște întrebări. Păi de la întrebări se nasc discuțiile, nu? Și eu vreau să spun că am luat așa un puls pe anumite teme. Acum nu să-ți divulg chiar tot. Nu te mai uiți la emisiunea mea? E firesc, nu, să nu și dăm chiar, din casă. Chiar am descoperit că, știi, în Giurgiu suntem... Suntem, punct. Zicem că ne cam cunoaștem așa între noi și totuși am dat în periplul meu prin oraș chiar de niște oameni care au făcut lucruri frumoase. La un moment dat am dat peste o campioană la gimnastică, o doamnă care activase în domeniul acesta cu mult timp în urmă, și multe alte istorioare. Uite că n-am cunoscut chiar pe toată lumea și n-ai cum să cunoști pe toată lumea, dar mare parte... Nu, partea mai tristă așa, pentru că nici nu prea ai cum să-i afli, că nimeni nu vorbește despre, nimeni nu-ți sugerează, uite, vezi că, uite, am o prietenă care, uite, ce-a reușit să facă și n-ai cum să afli asta, oricât ai fi tu de televiziune, de ziar sau... Eu cred că de vorbi se vorbește. Da, da, în cercurile astea așa amintitele, că, na, principalii noștri clienți pe Facebook sunt ori ziarele locale, ori prietenii, ori familia, ori... Hai să spun ce mi s-a întâmplat ieri, apropo că tot vrei tu, suflu nou, știre să fi cules acum de dimineață pe drum, n-am găsit, dar, în schimb, ieri două amice de-ale mele mi-au spus că au fost la vrăjitoare. Iată un subiect. Aceeași? Nu. Nu? Nu. Nu e una celebră. Una s-a lăsat și una de-abia s-a apucat. Deci e o chestie. Vorbim despre aia care abia s-a apucat. Cea care de-abia s-a apucat era încântată că, băi, uite, mi-a spus o chestie
Jmecher rodător. Te-a zis că o să vii azi dimineață la... Nu, era despre ea. Era despre ea, dacă era despre mine, dai seama că... Și cu ce a prins? N-a prins-o, dar a dibuit-o. Asta costă, bănuiesc, nu? Sau te dai cât te lasă inima? Nu știu, că n-am întrebat, dar prima mi-a spus că a dat și o sumă de bani, îți spun ție așa. A, n-a ajuns la sumele alea să dea mașina acasă încă. E nu un știu, început. Dar tocmai cu prima am început discuția când vorbeam despre Oana Zăvoranu, că așa, iar se ceartă cu... Am zis să nu dăm nume, totuși. Cu Valiza și Maliza. Soară! Așa. Și de acolo a pornit, băi, știi că am fost și eu și după aceea mi-a mai spus încă o timp, spre seara vă zic, ești a doua, nu se poate, dacă se mai întâmplă ceva. În aceea zi, două persoane. Da, două persoane că au marketing fost, bun. Nu da. Că au fost în aceea zi. Nu, mă gândeam că e un nou curent așa, să mai pierzi știi vremea prin Giurgiu. Știi cum am gândit în prima oară să-mi fac promul la emisiune? Te duce la o vrăjitoare? Nu. Hai să ducem o vrăjitoare. Asta da, asta da, aș aduce ca invitat. Și cum, prin telefon? Face un casting. O fi șansă să te ia prin telefon? Să te dibuiască? Deci subiectul ar fi fantastic, super mișto. Bine că o să ajungi să-ți dai singur în cafea în casa acolo. Dar prin telefon ia zi cum e, ce formă are. Păi nu știu ce formă are aia, da. Zi acolo bănuiești cu o formă de inimă. Aia e. Aia, vezi? Care va să zică. Deci ideea e că, uite, se naște un subiect din dintr-o emulație, pur și simplu, pe o temă. Uh-huh. Nu mai dați cadre cu mine dinainte. Dați-i cu mine aici că am venit la Emi la emisiune. Ia ridică-te în picioare să vedem Trendy Flendy cum ești tu așa. Haide că Trendy Flendy este. Hai Trendy Flendy, ia uite. A? Ce moderatoare o să. Bai. Deci vă rog frumos. Adică da? Nu mi se vedeau bretele sau ce? Mai stingeți din lumina asta. Dacă mi-ai pus masă în fața. Păi, și era să fac eu știam cu te îmbraci. Îți dai seama nu dacă veneam cu fustă scurtă. Da. De momentul. Vorbim despre invitatul tău imediat după ce vreau să propun materialul ăsta. Veste maximă pentru toate fetele care Julio Iglesias, concertat fetele, mă rog, care acest băiat vine din nou în Românica, pe 20 mai se întâmplă întâmplarea, la sala Palatului din București, 22 mai, da, la sala Polivalentă din Cluj-Napoca, bănesc că te duci la Cluj, nu te duci la București, după succesul înregistrat în vara anului trecut, când a concertat la București cu casa închisă, Julio pregătește românilor o surpriză, Etena. Până la momentul la care surpriza va fi anunțată public, artistul a făcut un prim pas și a inclus România în programul turneului World Tour 2015, anunțând astfel două concerte, este un comunicat propus de Mediafax. Astfel, Julio Iglesias susține un concert pe 20 mai la sala Palatului din Capitală, urmând ca pe 22 se încâte pe admiratorii din Ardeal cu altă reprezentanție la Polivalenta din Cluj. Nu e recunoștință mai mare pentru viața unui artist ca atunci când oamenii te lasă să te întorci în locurile în care ai mai fost și altă dată, zice Julio Iglesias, care parcă a mai întinerit un pic așa. Băi, deci eu n-am știut că tata lui Enrique Iglesias s-a apucat de cântat. Da, mă, incredibil. Băi, cum strică copiii ăștia părinții. Da. Povestește-ne despre invitatul tău. Ați bătut palma în principiu. Este sigură prezența lui Tavi? Da, așa da, zicem. Da, da. Da. Este un tip totuși cu totul special. Am avut plăcerea să-l cunosc așa, în timp destul de bine, zic eu, ca să pot să mizez pe chestia asta. Să știi că nu prea am primit... N-ar fi prima oară în Giurgiu, nu? La emisiune. Nu știu dacă a mai fost, nu cred. La tine n-a mai fost. La mine cel puțin n-a. Mm-hmm. Spun că între timp n-am mai făcut și o perioadă de emisiune pe TV și s-a întâmplat să-l cunosc pe David Colen ulterior. A, bine, câtă vreme ai suplinit cu radio, nu e nicio... Ei, hey, am suplinit, dar una e una, alta e alta. Bine, ai mai luat și o pauză de vreo 2 ani, cred. Nu, 2 ani. Nu? Nu. N-ai profitat la maxim de bugetul statului? 7 luni. Bun, apropo de amintiri și de ceea ce contează cu adevărat în viață, să ne aducem aminte despre perioada studenției. Ăla eu, trebuie să ne regăsim. Evident, subtitrarea n-are nicio legătură cu ceea ce povestește următorul nostru invitat, la Fani, puși de vată în valii. Me llama el cocinero. Recita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. ¡Ay, te voy a lavar y con triple paella! ¡Eso!
me montaba la paellera agarrada entre mis dientes, la piedra de chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y hago solamente paellera. ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¿Y tú? ¡Ay, qué hacemos! ¿Qué hacemos ahora? Con los dos sacos de arroz. ¡Ay, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo un paquete! ¡Ay, tú y yo con el bañador! ¡Con el bañador y con la paella! ¡Ay, con dinero! ¡No vea! A Sevilla y me y al último que cuando ya salió la bien de regla estamos llorando ¿no? me cobró el tío la me cobró a 500 metros y ya no fui más, me fui andando a cuello amarillo hasta hoy. Da, bună dimineața, Giurgiu, un moment pe care îl apreciază prietenii noștri de pe Facebook. Bună dimineața, Cami, astăzi de la ora 4 o putem numi pe drăglașa noastră invitată în Bună dimineața, Giurgiu, colegă! Exact! Are o super un emisiune, panoramic! Ups! Bă, ai... cred că ai pronunțat ușurel așa, cam spre zona asta. Poți să ne pui genericul emisiunii, domnul Valin? Să știi Valin? Că n-a... ia auziți, nu pe bune, ia dați-mi dreptate. Stau, sigur că da, avem tot timpul din lume. Ce, găsești subtitrarea? Dă-i play! Ți-am dat varianta fără sunet. S-a înțeles? Ți-am dat varianta muzică. De ce panoramic? Nu e un cuvânt greu, nu trebuie să-l cauți pe Google? Măi, dacă vrei să-l cauți, ar putea să-l și găsești. Problema e că m-am gândit să prind un spectru cât mai larg, așa. O panoramare, da. Mai ales în televiziune, știți ce înseamnă și voi, da? Uite, mă, vezi ce înseamnă Google? Restaurant. Ala. Deci nu te-am închis. Nu există explicație. Da. Cam asta a fost ideea. O privire pe, de undeva dintr-un unghi în care poți să vezi lucrurile cu oarecare detașare. Mm-hmm. Să venim cu întrebări, ți-am spus, și mai serioase și mai la mișto, să zicem așa, mai degajate. De ce nu? Și atunci nu ne punem noi așa în cap să găsim răspunsuri exact, că nu facem matematică, da? Da, corect, să nu tragem concluzii. Și cum ai vedea tu la tine în emisiune subiectul gropi în Giurgiu? Atâta timp cât nu-ți scrântești un picior, da. Care ar fi întrebarea cea mai potrivită? Evident, ca să nu naști chestii supărări și tensiuni, care ar fi cea mai tare întrebare pentru cetățenii care se lovesc de gropi zilnic? Vis-a-vis de gropi? N-ai, în cartierul tău sunt trăsta astea mai... La mine nu. La da? Mine nu. Pot a să fost spun un cartier că norocos. A apucat să beneficieze de... Să știi că da. Deci din punctul ăsta de vedere nu am la mine ce să spun. Dar, într-adevăr, sunt în oraș și situații de genul ăsta. Din punct de vedere al viziunii de ansamblu, dacă tragi așa un panoramic și vrei să abordăm subiectul ăsta, sigur că se poate aborda, sigur că există și o asemenea problemă. Nu, bine, eu încerc să aflu cam ce subiecte o să ai tu acolo la nu, modul concret, deci, deși nu există ceva concret la tine. Nu,
Nu, nu, de, nu de grup mi-am propus să, să vorbesc. Nu, 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 vreau să fac un preambul la următorul material. Sorin e pus. A, ai tu ceva de, de la, de la asta. Este. Ok, aici. Hai să spun cum, hai să spun cum. Ia, deci, cum ai abordat subiectul? Problema este în felul următor. Dacă vrei să împuținezi gropile din oraș, da, am putea să facem din două mai mici una mai mare. Și tot așa, și atunci numărul lor mai, scade. N-ar fi o idee, adică nu? De ce să te duci în stânga-dreapta, stânga-dreapta, stânga-dreapta? Deci nu poți să dai direct în aia mare. Putem panorama și găsi răspunsul acesta. Uite, Vale sugerează cum. Bun, Vale, hai să vedem materialul colegilor de la știri vis-a-vis de botezata proaspăt strada gropilor, da? Vedem detaliile și ne întoarcem lângă noua noastră colegă. Iupi! Pe strada Nicolae Titulescu, denumită în trecut Partizani, noroiul este prezent de la un capăt la altul. Dar, paradoxal, nu aceasta este principala problemă a locuitorilor din zonă. Cea mai mare bătaie de cap o au șoferii, fiindcă sunt nevoiți să ia sub roți groapă după groapă. Acestea fiind atât de multe încât nu există posibilitatea de a le ocoli, chiar dacă strada este destul de lată. Strada Nicolae Titulescu, cunoscută după denumirea veche Partizani, una dintre străzile importante din municipiul Giurgiu, dacă o apreciem după lungimea sa și după numărul de locuitori din această zonă. O stradă pe care șoferii se aventurează foarte rar și se aventurează doar aceia care locuiesc aici pentru că nu au încotro sau aceia care trebuie să ajungă neapărat pe această stradă. Este plină de gropi și a rămas așa de ani și ani de zile, deși ar fi trebuit asfaltată, după cum spun oamenii, de vreo 2 ani și jumătate. Ei așteaptă ca măcar anul acesta să se ajungă aici cu asfaltul. Strada are deja rețea de apă și canalizare noi nouțe. După ce s-a terminat cu aceste rețele, trebuia turnat asfaltul, dar deocamdată nu s-a întâmplat acest lucru. În orice caz, în continuare oamenii își rup mașinile și intră doar dacă, așa cum spuneam, nu au încotro și trebuie să ajungă pe această stradă. Deși este o stradă cu o lungime considerabilă și este și un traseu scurt între două zone importante din oraș, șoferii nu au curaj să treacă pe aici, preferând să utilizeze alte trasee, chiar dacă ocolesc destul de mult. Din acest motiv, chiar la ore de vârf, strada pare pustie, deși este locuită de la un capăt la altul și totodată se află într-o zonă relativ centrală a orașului. Nu e deloc întâmplător că cineva a cunoscut familiei mele stă pe zona aia și am prins imediat după topirea zăpezii. O bucurie, o veselie. Trebuie să spun, nu știu de unde să fac rost de o pălărie de asta, că văd că sunt foarte... Deci că era Sorin în stand-up tot cu pălărie, nu? Da, dar n-are bretele vorba ta. Cami, vorbind despre emisiunea ta, este o chestie foarte ambițioasă. Sincer, îți doresc să ai... puterea, veselia, bucuria, pofta de muncă și așa mai departe, ca să reușești să ții constant proiectul. Este foarte complex din ce am apucat să discutăm. Tu vorbești că te trezești în fiecare dimineață și vii și faci... A, nu, e, nu mă trezesc. E mai greu să faci matinal. Te trezești dimineața, în primul rând, emisiunea de dimineață este o emisiune mult mai solicitantă decât o emisiune după o anumită oră. Da. De e când clar, spun asta? Mult mai ambițios în oglindă. Și spun că am trecut și prin asta. Adică da, știu că ai făcut o bună perioadă. Și pe weekend, deci la mine era... Bine, tu ai dus-o la nivelul în care, nu știu, ați ieșit efectiv din casă și făceați în aer liber la un moment dat. Da. Știu că am prins niște. Da. Și fiimea, cred că a fost invitată pe la tine, cred că a dansat când era piticani. Și ce mi se întâmplă? Am lucrat... Pe tema asta, cu matinalul la vremea respectivă, cu mulți copii din oraș. Și acum trebuie să trece pe lângă mine câte o puștoaică cam cât mine și încerc să rămână. Și eu nici nu mai știu cine e, că îți dai seama, copiii se modifică. Da, corect. Îți modifică fizionomia mult mai mult decât ne modificăm noi de la o anumită vârstă. Dar ai problemă cu asta cu sărămâna? Când au sărămâna... Da, deja... Dar seama că de fapt de acolo se întâmplă. Ia, uite, trebuie să fie drăguța aceea care cânta frumos, nu știu ce melodie, zic, doar... Uite, Vali n-are probleme cu sărămâna, nimeni nu-i dă cu sărămâna lui. Că el nu se maturizează niciodată. Nu-i așa, Vali? Da, cum să nu. Hai așa, te duci pe stradă cu camera. Da. Și întreb lumea niște chestiuni la care în prima fază nu se așteaptă. Absolut, asta sunt niște întrebări care în esență sunt simple. Pentru că eu o să încerc pe cât posibil și încerc lucrul ăsta pentru că îmi și place să abordez întrebări la care oamenii vor să răspundă. După ce am făcut o serie de voxuri, m-am apucat să povestesc ce întrebări am pus eu. Și, surprinzător, chiar niște oameni destul de cunoscuți din oraș au spus, dar până de ce nu m-ai întrebat? Aș și eu vreau să particip la o emisiune la care să mă întrebe cineva ceva de genul ăsta. Aș vrea și eu să... Foarte tare. Da. Lumea vrea să exprime. Problema este că, ca și temă. Nu știu, sistemul ăsta televizat a început să se închidă foarte tare.
tema, vă spun astăzi la ora 16. Pentru că subiectul este generos și o întrebare poate naște alte întrebări frumoase la rândul și cu un pic de nostalgie, cu un pic de umor. Atunci, da. Bine, oricum, eu cred că în general oamenii vor să vorbească. Numai că ideea e că mulți se gândesc dacă mă întreabă ceva și nu știu. Dacă mă întreabă ceva ca la școală și nu când știu. Când a fost unirea, Nica. Ei, chestii din astea, chestionare. Dar dacă au ocazia de a-și pune părerea, de-abia le-i microfonul. Da, corect. Așa e când îți deschizi sufletul și mai ales atunci când ești dispus să faci acest lucru, cuvintele vin de la sine, poveștile și amintirile imediat după. Să înțeleg că emisiunea de astăzi e panoramic de la ora 16, prezentată de frumoasa și drăguța și inteligenta de astăzi, noastră colegă Camelia. Nu va fi deloc agresivă, nu va fi niciun caz ca momentul următor, o pisică fioroasă, mușcăl de nas pe vali. Reggie. Săraca era extrem de stresată. Bun. Când vedem facturile, mai nu o facem așa. Asta este o poveste inspirată din realitate. Domnul Vali, mergem la rubrica Meteo și apoi să aflăm care sunt ultimele vești povești din lumea sportului local. Giurgiu Vean, puși de bate. Cami, crezi în horoscopul ăsta numit vreme? Prognoze pe două săptămâni, pe o lună, pe bazme de asta? Eu calculam acolo 3 minus 3. 7 minus 3. Cum ți se pare iarna asta? Mi se pare ciudat de caldă totuși. Este destul de cald pentru perioada asta. Vrei să vorbim despre vreme? Nu, vreau să aflu ce anotimp preferă noua noastră colegă. Care este mai interesant? Anotimpul cald. Cald? Da, acolo. Ești cu primăvara, cu ce cu... Am înțeles că ți-am florit ghiocei și că o să-i vedem la știri din seara. Da, mi-au florit niște ghiocei foarte frumoși în curte. Sunt replantați de mine, pentru că am făcut oarește modificări. Da, mie îmi place să am grijă. Am o grădiniță mică și am, din când în când, hobby-ul ăsta să-mi aranjez pe acolo un pic grădina. Păi așa începe totul. Dar tu vrei să vorbim de vreme, da? Viitorul agricultor așa începe. Plantezi niște florice, după aia încep cu un grâușor, cu un orzișor, cu un porumb, cu alea, gata. Bun. 7 grade maxima de astăzi, cer predominant senin, sau mă rog, variabil, să nu fim exagerat de optimiști, nicio șansă să plouă în următoarele ore la Giurgiu. Pe ansamblu e ok, cred că ați apucat să vedeți aceste cartoane, să faceți o privire vis-a-vis de ceea ce se întâmplă din punct de vedere meteo pentru următoarea perioadă de timp la Giurgiu. Mergem, domnul Vali, cu voia ta către informațiile din sport propuse de colegii mei de la știri.
Memoria apreciatului profesor Constantin Stroie este anual adus în atenția iubitorilor sportului prin organizarea unei cupe fotbalistice pusă la dispoziția celor mai buni sportivi din școala gimnazială. Ediția din acest an a propus tinerilor spectatori un singur meci. Finala a adus față în față echipele școlilor numărul 2 și numărul 5, în condițiile în care echipa școlii numărul 2 câștigase ultimele 3 ediții. De data aceasta, micuții fotbaliști de la școala numărul 5 și-au luat revanșa. După o partidă de calitate, presă arată cu suspans și cu surprize. Există o rivalitate în sensul bun al cuvântului între școala 2 și școala 5. Noi am marșat mai mult pe basket, dar astăzi suntem convinși și motivați să ne luăm revanșa. N-ați avut noroc sau v-au lucrat arbitrii? Se pare că a fost o greșeală de arbitraj, prietenul meu Ursache, și o greșeală a portarului nostru. Nu nicio problemă, e bine că s-a jucat frumos, copiii au câștigat. Copiii care au câștigat de la școala 5 au muncit și ai noștri și mereu ne întâlnim tradiționat și jucăm. Nu e problemă cine câștigă. Așa cum am promis, vă vom prezenta mai multe amănunte despre cupa fotbalistică profesor Constantin Stroie, imediat după știri, în ediția specială. Fosta multiplă campioană Gabriela Sabo încearcă să sprijine dezvoltarea atletismului în România din postul pe care îl ocupă, cel de ministru al tineretului și sportului. Așa se face că zilele trecute conducerea Ministerului Educației Naționale și a Cercetării Științifice și conducerea Ministerului Tineretului și Sportului s-au întâlnit cu reprezentanții conducerii cluburilor sportive școlare din România și ai liceelor cu program sportiv. Au fost acolo reprezentanți de la cel mai înalt nivel, cu scopul de a aduce la cunoștința participanților din teritoriu ideile venite din partea doamnei ministru Gabriela Sabo, ministru tineretului și sportului, de a revigora activitatea în cadrul cluburilor sportive școlare și a liceelor cu program sportiv. Este pentru prima dată când conducerea ministerului ce se ocupă cu viitorul sportului românesc arată un asemenea interes și comunică cu teritoriul pentru a cunoaște situația din țară. Totodată a fost de acord că activitatea în cadrul acestor instituții de învățământ este principalul motor al viitorilor sportivi de performanță din România. S-a ajuns la o concluzie pe care noi o știam de ani de zile, că în cadrul acestor școli cu program sportiv, așa cum s-au numit ele odată, se realizează o activitate extrem de bine planificată, cu rezultate foarte bune. Steaua a fost nevoită să își schimbe numele și sigla după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că acestea aparțin armatei. La doar o lună de la acea decizie și Astra are aceleași probleme. Formația lui Ioan Niculae s-ar putea lovi de acest lucru dacă judecătorii vor ajunge la concluzia că marca Astra aparține Sindicatului Național Petrom Energie. Procesul în care formația din Giurgiu a cerut anularea mărcilor deținute de sindicat va ajunge în fața instanței supreme după ce Curtea de Apel București a respins apelul formulat de sindicat. În cazul în care judecătorii vor decide că mărcile aparțin sindicatului, Astra ar putea fi obligată să renunțe la denumire. Pentru a-și liniști suporterii, clubul Astra Giurgiu a răspuns informațiilor care circulă în mass media despre acest subiect printr-un comunicat de presă. Clubul Astra deține această marcă legal, deci orice forțare spre situația nefericită în care se află altă grupare din Liga 1 nu și-are rostul. În comunicatul publicat pe site-ul clubului se mai menționează că situația în care se află clubul giurgiuvean este una total diferită față de cea a Stelei. Bună dimineața, super prezență astăzi la Bună dimineața Giurgiu, avem o colegă nouă și pe calea de consecință directă, o nouă emisiune în grila de programe TV Giurgiu, cu debut astăzi. La orele dar de 16? Ce astăzi, de ce ai pus marți așa? Marți, nu știu, eu zic care nu. Pentru că marți a căzut fix într-o zi de marți. Marți a căzut, ca, iar s-a întâmplat asta. Iar s-a întâmplat. Iar și ora 16 să rămână atunci reper pentru ora super invitații. Astăzi chiar două nume grele în materie de showbiz românesc. Uh-huh. Poți să... Nu zici rău showbiz, pentru că știm foarte bine că Tavi se ocupă și cu... un pic de manageriat în... Vorbim despre Tavi Coler, unul dintre invitații tăi și al doilea. Și Emma Ștefan. Uh-huh. Emma Ștefan, care este parte a acestui proiect, Tavi Coler & Band, și care deja s-a impus, îi știe lumea deja, ca un ansamblu. Este... Ce o să-i întrebi? Ce o să-i întreb? Deci tu poți să mă întrebi pe mine ce să-i întreb. Când tu n-ai vorbit cu mine 5 minute, cu 5 minute înainte ne-am așezat, 5 da, minute ne-am așezat aici. Știi că m-ai întrebat acolo în ușă ce te-ai întrebat? De unde să știu ce să te întreb? Păi eu de unde să știu ce să-i întreb? O să-mi vină... Ai vreo băiat sau fată?
Ce anume? Ai vrut băiat sau fată? O, fată. Bun, ce ai ieșit? De ce fată? De ce fată? Mm. Nu știu, așa... S-a părut mie că e mai interesant să, cu fundițe, cu rochițe, cu... Bine, nu-ți mustă în dințele astea spre băiatul, nu? Adică nu, nu, face nu, un... Nu. Am zis că asta e un motiv, cred că din cauza asta am... Ce trebuie să facă un băiat în viață? În primul rând să fie un om de calitate. Vezi, acum discuția spre... Să deschidă ușa la metrou, să lase aerul să circule în cameră, să... Da. Da. Bine, multe lucruri. În primul rând, uh-huh. Trebuie să fie... pe lângă entitatea umană, să fii om, cu o mare. Deci să, să ai substanță, să ai ceva școală, ceva suflet, ceva pasiune, emoție, hai că-l dai maniere. Tu la școală să te văd după aici. Păi, eu știu, acum, eu spun așa, utopic, dar ce m-ai întrebat tu deocamdată este prea... Abordezi teme de-astea, gen învățământ, gen chestii sensibile vis-a-vis copiii, subiectele legate de copii în panoramic? Vezi? De-aia e panoramic. Să mă duc așa, să văd cu spectrul cât mai la... Vrei să riști și cu zona politică? Dar de ce nu? Partea umană a zonei politice. Unul dintre politice. Cei de care îți vorbeam mai devreme, că m-au întrebat de ce mi-aș dori să-mi pună și mie cineva întrebarea asta, era unul din, din sfera politică. Incredibil, aș fi vrut să acum aflu răspuns. Acum m-a întrebat și cine? La întrebarea dacă aș fi putut alege ceva în viață, ce aș fi ales, nu? Sau, cam asta ar putea fi o întrebare, nu? Hai că vedem. La 16. Bun, dragilor, hai să ne delectăm puțin. American Sniper, un film pe care toți cei care l-au urmărit îl recomandă, rămâne cel mai tare deocamdată și asta fiind dovadă în casările producție. American Sniper cu Clint Eastwood domină box office-ul nord-american pentru al treilea weekend consecutiv. Până acum a reușit să aducă în vistărie 32 de milioane de dolari. Un nou record în materie de încasări pentru un film în weekendul în care are loc Super Bowl-ul, scrie portalul de specialitate boxofficemallhope.com. Este povestea linotistului american interpretată de Bradley Cooper cu încasări cu 50% mai mici față de weekendul trecut, însă pentru total, de la momentul lansării, pelicula a strâns 250 de milioane de dolari, ceea ce ar plasa-o pe un loc 6 într-un clasament al încasărilor din bilete generate de filmele lansate în 2014. I don't tell you enough, I'm so proud of you. You're such a great father. So you're not worried about what might happen? I'm willing to meet my creator and answer for every shot that I took. Don't pick it up. Drop it. So what are you in Germany or where? Da, ce film ați mai văzut? Sâmbătă am văzut un film destul de interesant cu desecretizarea unor dosare de pe vremea celui de-al doilea război mondial. Ceva de genul ceva cu coduri, uite că îmi scapă chiar în momentul ăsta, mi-a luat prea până pregătite. Cred că ai văzut pe ăla cu britanicul care a reușit să facă primul calculator de fapt din lume. Super film. Da. 8 nominalizări la Oscar. Foarte un genul care au reușit să se sinucidă tocmai din cauza de gură de târg. A reușit să se sinucidă cu ajutorul altora, după cum a lăsat... Nu te lasă lumea să trăiești, te urme. Da, te mai sinucid și alții din când. Cum ți se pare Giurgiu din punctul ăsta de vedere? Te lasă să trăiești? E un oraș al bârfelor dusă la extrem? Sau depinde asta este cum? O consecință a faptului că a rămas foarte puțin? Depinde cum și depinde ce înseamnă pentru fiecare în parte să trăiești. Dacă să trăiești înseamnă să ai o rutină zilnică în care să ți-o accepti, e ok. Dacă să trăiești înseamnă să vrei mai mult și să treci prin niște experiențe de viață mult mai puternice, mai cu mai multă adrenalină sau cu mai multă... Cum făcea băiatul la palaistră de să urca pe... Bine, bun, nu și e de copii, o formă de adrenalină, probabil, dar pentru ceilalți. Da, așa. Atunci, eu știu, depinde ce înseamnă să trăiești pentru tine. Ce înseamnă binele tău, ce înseamnă frumosul tău, viața ta, trăirile tale, atunci
Eu zic că unii trăiesc și alții există. Și ne vei lăsa să aflăm asta din Panoramic în fiecare marți de la ora 16 cu noua noastră colegă Camelia. Cu nimeni, deci clar, nu n-am. Sper să reușesc să ajung la timp să fiu la mixerul audio și să urmăresc cu atenție tot ceea ce se întâmplă în noua noastră emisiune aici la TV Giurgiu. Da, domnul Vali, îmi faci semn acolo. Vrei să mai vezi un funny? Sau ce dorești tu? Sau Revista Presei? Revista Presei? Vorbește că te aud. Da! Da! Play! Dacă o și deschid. Fiară mică. Giurgiuvenul.ro, da, începem. Brută mică. Din BD, din cum, cum? Brută mică. Brută este, mică. Este o replică delicioasă a Stelei Popescu în Ai fost fan al serii BD. Da, deci, da, Neamării Miliardar. Da. Ai fost fan al serii BD. Las-o, că... Bine, apreciez filmul românesc la maxim. Da, Revista Presei, domnul Vali, hai să vedem ce am putut să extragem din titlurile colegilor din presa scrisă, excluzând tot ceea ce înseamnă politică. Numărul șoferilor care se urcă beți la volan în creștere în Giurgiu pe 1 februarie. În 3 ore aproximativ, 7 tineri giurgiuveni se întorceau de la Chiev, s-au ales cu dosare penale pentru conducere de autovehicul pe drum public de către persoane care se află sub influența băuturilor alcoolice. Tinerii șoferi prinți băuți la volan, alcoolemie sub 0,8 mg alcool pur în aerul expirat, pentru care agenții de circulație i-au amendat și le-au ridicat permisele de conducere în vederea suspendării. Colegii noștri de la Giurgiuveni vă atrag atenția că astfel de acțiuni se întâmplă zilnic. Și în paralel cu asta, de ce ne mai miră că au mărit RCA-ul pentru șoferii tineri? Uite de asta, pentru că n-are creier, băi frate, pe bune dreptate că sunt niște inconștienți. Giurgiu.ro, subiectul este tratat pe larg de colegii de la Opinia Giurgiu.ro, mă rog, care anticipau săptămâna trecută numirea lui Buduru la muzeu. Așa cum am scris în urmă cu o săptămână, postul de director al muzeului județean Tovarăș Antonescu a fost adjudecat, evident, în urma unui concurs de toate știutorul și autocunoscătorul, policalificatul, birbistrocizabilul și mirobolantul Constantin Buduru. E o mișcare interesantă în materie de administrativ pentru Giurgiu. Interesant este toți din stei și domnii de la muzeu, care noi așa am avut plăcerea și eu și Camie să-i cunoaștem prin tot felul de emisiuni TV, niște oameni cu prea multă experiență în materie de cultură și istorie. Îi vor spune șeful? Nu știu, dar uite, vezi, acum ai abordat și tu și temă și culturală, și politică, vezi? Da, bine, asta e un subiect, hai să zic, la limita politicului. Este interesantă mișcarea asta de trupe, repet, în materie de administrativ. Giurgiu pe surse.ro, vis-a-vis de gradul de sărăcie pe care îl înregistrăm în Giurgiu, un măcel social din 307 persoane, doar 152 mai rămân în evidențele cantinei de ajutor social, iar fericiții selectați vor trebui să mănânce mai puțin. Foarte rare cazurile în care o familie mai primește mai mult de două porții. O femeie cu copii primea anul trecut 6 porții de mâncare, anul acesta urmează să beneficieze doar de 2. De fapt, acesta a fost și principalul criteriu de încadrare în norma de hrană, reducerea asistaților și a porților de care acestea beneficiază. Conducerea primăriei a promis că va găsi o modalitate de rezolvare a acestei probleme, un fel de artificiu de genul păstrăm în evidență doar copiii, că oricum mănâncă și adulții, dar acesta a fost respins de minister. Era cam pe lângă lege. S-a ajuns în situația în care persoane cu boli grave, fără nicio sursă de venit, să nu mai poată primi hrană zilnică atât de puțină cât este ea, dar care îi ajută să trăiască. Cu lacrimi în ochi, copiii bătrâni bolnavi părăsesc zilnic centrul sediul cantinei de ajutor social cu sufertașul gol, dar rămână cu o înștiințare de azi, nu mai mănânci. Da. Este și asta o poveste. Jurnal Giurgiuvean.ro. În cadrul perioadei de pregătire din Spania, aflăm că Astra Giurgiu a încheiat la egalitate 1-1 meciul amical, susținut în compania echipei ucrainiene. Nici nu pot să pronunț asta. De Dneprepetrovsk. Băi, frate. Băi, frate. Păi tu nu poți să pronunți Panoramic. Dnepropetrovsk. Incredibil. După cum aflăm de pe pagina de Facebook a grupării din Liga 1, de altfel o pagină de Facebook pe care o recomandăm pentru fanii echipei Astra Giurgiu. De acolo, evident, am aflat și răspunsul ieri sau alaltăieri când au postat băieții.
vis-a-vis de tantamul la fals legat de schimbarea siglei Astra. Antrenorul Astra, Oleg Protasov, a început meciul cu Lung, Rus, Rezervă, Oros, Celio, Moraes, Florescu, Seto, Halibek, Budescu. Mă rog, detaliile găsiți în paginile publicației Jurnal Giurgiu. V-am tocmai citată. Bună dimineața, Cami. Emisiunea Panoramic debutează de astăzi la TV Giurgiu. Ai doi super imitați, Tavi Colen și... Și Emma Ștefan. Care vor vorbi despre un proiect senzațional. Am făcut, am zis că deja am început aici emisiunea cu tine. Da, nu, nu, foarte bine. Poți să vii la ora 6, tot ce eu continuu. Te iau și pe eu am să încerc să fiu acolo la butoane. Trece partea cealaltă. Da, atât. Da? Din care o să fluier, o să aplaud și o să strig gol. Și să vii și cu o pancartă, să scrii Panoramic. Ce subiect mai abordezi la emisiunea ta? Subiecte prea vastă, prea frumoasă și că... să-ți dea Dumnezeu putere de lucru că... Mamă! E multă! De muncă! Subiectele vor să vină probabil insuflate și din cotidian, din ceea ce se întâmplă, pentru că e mai bine să vii cu accente la ordinea zilei, da? Am câteva... subiecte pregătite, câțiva și mânecă. La momentul potrivit o să... Nu știu exact. Adică pentru săptămâna viitoare n-ai nimic. Nu pot să spun că n-am fost la ghicitoare. Am prins. Deci când zice la momentul oportun vom aduce așa, nu ai. Săptămâna viitoare abia aștept să văd ce mai aduci. Deja mi-ai conspirat foarte mult din emisiunea de astăzi, dacă îți mai spun și de următoarea. Da, până una alta, sincer, chiar sunt ok abordările astea. Zici tu să-i îndrept pe giurgiuveni niște chestiuni la care nu s-au gândit niciodată să răspundă, de fapt nu ei... Nu cred că nu s-au gândit să răspundă, înșiși. Nu s-au gândit că vor fi întrebați sau că cineva ar putea să vină și cu niște întrebări mai, cum să spun, întrebări care ar dori să fie adresate cuiva la un moment dat. Păi ăsta să fie adică atunci... lucruri despre care să-ți placă să vorbești. Ăsta să fie atunci un apel și probabil că o să-l mai aduci și tu în emisiunea ta vis-a-vis de ajutorul pe care îl așteptăm și pe care sper ca prietenii noștri să ne-l ofere, încercând să descoperim ceva nespus despre oraș, bine, mai important despre oamenii acestui oraș, pentru că sunt foarte mulți, încep să aflu și eu, mă rog, prin prisma blocului ăsta de muncă, foarte mulți oameni cu foarte multe realizări și despre care habar. Mai habar nu avem că și astea sunt bune de dată ca și exemplu, sunt foarte mulți care deja câștigă culmea din tot ceea ce înseamnă IT și chestiuni de-asta. Oameni care pot da sfaturi, nu-i așa, pentru a mai ieși puțin din situația asta de ceață în care ne aflăm. Cam îți mulțumesc mult că ai venit. Cu mare drag, cu mare plăcere. Să înțeleg că te duci să filmați ghiocei acum. Da, am înțeles că Alexandra vrea să vină pe la mine cu tema asta. O să facem și materialul respectiv și vă aștept la ora 16 astăzi la Panoramic. Mulțumim frumos pentru prezența ta atât de matinală. Domnul Vali, mergem în zona de Fani sau la Meteo? Ce preferați, distinse domn? Fani. Nici nu mai știu ce este prin listă. Ai apucat să dai... faza cu ursul în oraș? Da, genială. Mă rog, ideal e să nu o pățești. Play. Noza Meteo cu Weather ne este la îndemână. Haideți să aruncăm o privire asupra ceea ce se poate întâmpla din punct de vedere meteo la Giurgiu în următoarea perioadă.
Date preluate de la stația meteo din Ruse, Bulgaria, imagini din satelit și statistici istorice despre cum a fost vremea la Giurgiu. Parțial însorit, cer variabil, cu alte cuvinte, 7 grade maxim astăzi la Giurgiu, nicio surpriză din punct de vedere meteorologic pentru orele următoare. Pentru mâine, dacă nu mă înșel, este cartonul ăsta, da, sunt așteptate precipitații după orele după amieze, șanse care depășesc 50% ca probabilitate. Miercuri 4 februarie, așadar o zi caracterizată de burniță și ploaie. Ceva de genul așteptăm și în acest weekend, vineri, ploaie, iar sâmbătă cresc șansele să avem parte de precipitații mixte la Giurgiu. Vremea... asta este sigur în răcire în orașul nostru, un grad ar fi maxima termică numai departe de marți 10 februarie. Da, domnul Vali, mulțumim frumos pentru detaliile oferite, cele video. Nu rămâne decât să-ți doresc o zi mirobolantă în continuare. Astăzi ne vedem la ora 16 cu o emisiune nou-nouță aici la TV Giurgiu Panoramic și noua noastră colegă Cami, căruia îi mulțumesc încă o dată pentru prezența în platoul. Bună dimineața! Toate bune, dragilor! Don't you call in the...